Atunci când finanțările externe nu vin, primăria Cernavodă se descurcă chiar și cu bani din bugetul local pentru a lucra la lucrări foarte importante pentru localnici, anume reabilitarea tronsoanelor de stradă. Haideți să vorbim puțin despre această lucrare, în ce a constat ea, cât a costat buget și așa mai departe. Da, într-adevăr, noi am vrut de la începutul mandatului ca toate străzile să le refacem, toată trama stradală să o refacem măcar pentru întreținere, dacă nu pe investiții. Sunt câteva străzi care le-am prins pe investiții, care au trebuit luate de jos de la săpătură de 60 de centimetri pentru că infrastructura era foarte, foarte slabă și schimbat canalizare, sistemul de apă și am realizat într-adevăr două străzi acum 2 ani de zile, care este Panait Cerna și Gheorghe Dojea, și acum suntem la altă etapă, încă 4 străzi pe investiții, care este San Sebastian Surloa, Energiei, Cazărmii și Strada Călăraș. Și într-adevăr am făcut economii și am putut să facem toate investițiile acestea pentru că am și domnul primar a și atras foarte mulți bani europeni și guvernamentali. Eu cred că în interviurile din alte dăți v-am spus și de zona Sere, care e o zonă care e cu toată infrastructura, canalizare, apă pluvial, căldură, apă caldă, iluminat, și este zona de termoficare, am terminat de termoficat, mai avem foarte puțin să termoficăm tot orașul, tot cu bani guvernamentali. Domnul primar a reușit să acceseze fonduri și să ia pentru iluminatul public, deja s-a semnat contractul pe fonduri europene și va fi tot orașul luminat, va fi un mic Las Vegas, să zic așa. Mai avem acum fostul cămin de copii, care este o clădire foarte frumoasă, dar lăsată în paragină. Îi spuneam zilele trecute unui bătrân, m-a întrebat: domnule, dar cu clădirea asta ce faceți? Nu, zic, domnul primar a obținut bani și o reabilităm. A început să plângă bătrânelul. Deci s-a emoționat așa de tare. Deci chiar domnul primar face eforturi supraomenești ca să aducă bani în Cernavodă. Mai facem tot așa o sală de sport în curtea școlii numărul 4, în curtea liceului, la fel cu fonduri guvernamentale. Ce să zic, domnul primar de dimineață până seara alergă după bănuți să aducă în Cernavodă. De asta reușim să facem și cu banii noștri, să facem ce mai este necesar. Adică drumuri pe investiții, întreținere, anul ăsta, acum s-a semnat contractul, acum o săptămână, încă 35 de străzi pentru întreținere, adică rașchetat stradul de uzură și pus strat nou. Și cu ocazia asta vom termina cam toată Cernavodă. Acum pe strada Megidiei s-a semnat contractul și se va face strada Megidiei, canalului și drumul de centură. Cam închidem orașul cu asfaltat. Se poate spune că la sfârșitul acestui mandat Cernavodă va fi ca un oraș nou, pentru că toate aceste străzi sunt făcute și ați vorbit de 10 de străzi care au fost realizate și alte 10 care vor fi făcute, străzi care vor arăta ca și noi. Da, într-adevăr, noi până la sfârșitul mandatului am vrea să terminăm toate străzile, pentru că acum 2 ani am făcut un studiu de trafic. A fost o universitate care a venit și a stat 2 săptămâni aici cu studenții și a făcut un studiu de trafic în care ne arată exact cum va trebui să arate orașul trasat, cu drumuri de sens unic, cu sensuri giratorii, cu semafoare. Deci noi avem deja studiul de trafic, dar urmează să-l punem în aplicare după ce am închis asfaltarea a orașului întreg. Cernavodenii se vor bucura de toate aceste lucruri și atunci vă întreb, toate lucrurile pe care le faceți în acest moment sunt spre binele lor, spre binele oamenilor, dacă vorbim și de canalizare, termoficare și străzi. Atunci când vine vorba de un teren de sport sau treburi care ajută la educație, știu că v-ați implicat foarte mult și acolo și ați reabilitat grădinițe, le-ați și dotat ulterior, care este stadiul acela? Sunt ele pregătite pentru revenirea copiilor în școli și în grădinița de la toamnă? Le-am făcut la standarde europene. Sunt multe investiții care le-am făcut noi, nu le lăudăm, noi vrem să arătăm și domnul primar vrea să arate că asta e normalitatea, care până acum nu exista. Domnul primar a zis: domnule, noi trebuie să
aducem și investitori în Cernavodă. Trebuie să facem un parc industrial. Noi avem teren pe malul Dunării, este un oraș ca Cernavodă, sunt puține orașe cu acces la Dunăre, la canal, la autostradă, la cale ferată. Și domnul primar s-a gândit în mandatul viitor asta să realizeze, să putem să facem un parc industrial la standarde europene și să aducem investitori în Cernavodă. Strada Călăraș din Cernavodă este cel mai bun exemplu de administrație locală bine făcută. Aici primăria Cernavodă a săpat până la 60 de centimetri și a refăcut rețelele de apă și canalizare, a pus rigole, după care a asfaltat în două straturi și acum a și refăcut marcajele rutiere. Toate aceste lucrări au fost făcute în mai puțin de un an, iar primăria și-a propus ca toate străzile adiacente acestei străzi să fie și ele reparate. De altfel, în aceste momente se lucrează la repararea conductelor care transportă la agentul primar pentru încălzirea cernavodenilor. Pentru Constanța News, Adrian Boioglu.